fiecare înflorește la timpul lui. Disciplina, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a doua. Copiii de clasa a doua au început un program nou, denumit Prieten Suport. Ei îi acompaniază pe copiii de la clasa pregătitoare, nou veniți în școală. Îi ajută să se adapteze la noile reguli și să descopere ce înseamnă să înveți. Fiecare elev de clasa a doua este prieten suport pentru un elev de clasa pregătitoare. Pentru tine, cât de important este să ai prieteni? Andy, așa l-a cunoscut pe Leo. Discutați ce asemănări fizice puteți identifica între cei doi copii. În câteva săptămâni, Andi și Leo s-au împrietenit. Joacă basket și le plac piesele de teatru pe care le vizionează împreună. Într-o zi, Andy era entuziasmat când a dat de Leo la marginea terenului de basket. Hei, hai să-ți arăt ceva! O carte grozavă! Personajul principal se numește Leo, ca și tine! Azi am citit din ea la ora de engleză. Vrei să-ți o împrumut? Leo a devenit trist. Eu nu știu literele. Toate se înghesuie în capul meu și nimic nu se leagă. Andy l-a invitat la el după antrenament și a povestit despre tigrișorul Leo, care a înflorit mai târziu. La început, Lio Tigrișorul nu putea să vorbească, nici să scrie, nici să deseneze și nici să citească, în timp ce toți colegii lui puteau face aceste lucruri. Uneori, chiar și când mânca, făcea mai multă murdărie decât ceilalți. Literele se învârteau în mintea lui, ca și în mintea lui Leo. Andi a continuat să povestească. Ce se întâmplă cu Lio?" se întreba tatălui, iar mama îi răspundea de fiecare dată. Nimic, Lio înflorește doar mai târziu." Într-o zi, mama chiar i-a zis tatălui, Niciun boboc de floare nu înflorește atunci când te uiți la el." Iar tata nu l-a mai pândit. Cum arăta Lio în această perioadă?" Într-o zi, când a venit timpul, Lio a înflorit. Acum putea să vorbească, să scrie, putea să citească și putea să mănânce fără să se murdărească. Iar cuvintele pe care le-a rostit pentru prima dată au fost Am reușit! Andy a continuat Nu suntem toți la fel, tu înveți ușor în mișcare, ca la basket. Fiecare dintre noi învață diferit. Ai răbdare și încredere. Exersează și într-o zi vei reuși. Leo deja se simțea mai bine și ca să-i dovedească, i-a spus lui Andy primele litere ale alfabetului în ordine. Apoi, Penisipul de pe teren, a scris. Leo Este rândul vostru acum. Discutați în grup și răspundeți la următoarele întrebări. Numiți ce nu putea face Leo tigrișorul în timp ce prietenii lui puteau. Dar Leo? Cum se simțeau cei doi? Ce crezi că l-a ajutat pe Leo tigrișorul să reușească? Dar pe Leo? Este timpul pentru lucru individual. Gândiți-vă la voi și la abilitățile pe care le aveți. Scrie și ilustrează prin desen o listă cu abilitățile de care ești mândru sau mândră, tot ce reușești să faci acum. Expune lucrarea ta în sala de clasă. Lucrați apoi pe grupuri. Faceți un tur al galeriei pentru a vedea abilitățile diferite ale membrilor clasei voastre. Strângeți toate paginile împreună și creați cartea clasei voastre, intitulată Acum pot. Puteți realiza toate aceste sarcini după finalizarea vizionării resursei. Individual, până la ora următoare de dezvoltare personală, alege și rezolvă una din sarcinile de pe ecran. Caută să citești și tu cartea Leo de Late Bloomer de Robert Kraus. Pentru a-ți educa răbdarea, ai grijă de o plantă. Leo a înflorit ca o floare. Găsește și alte asemănări între copii și flori. Mult succes!